Luna Mondială a Astronomiei se va încheia. Mâine se vor desfășura ultimele manifestări în Parcul Chindia între orele 15 și 22, unde toată lumea este așteptată, participarea fiind gratuită. Pe parcursul Lunii Mondiale a Astronomiei, SARM a organizat peste 30 de activități în județul Dâmbovița, la care au participat persoane de toate vârstele, dar și persoane cu dizabilități și deținuți. Programul de celebrare a astronomiei la nivel global, inițiat de Organizația Internațională Astronomii Fără Frontiere, sub deviza O Lume, Un Cer, s-a desfășurat pe întreg parcursul lunii aprilie în peste 100 de țări de pe mapamond.